Dacian Cioloș, să știți că șantajează USR pentru a obține primul loc pe listă la europarlamentare, un alt subiect fierbinte. Bătălia pentru locurile eligibile pe listele pentru europarlamentare a stricat prietenia în opoziție. Cei din USR spun că ei duc tot greul, au partid parlamentar și e normal ca ei să aibă primele locuri. Mai mult, useriștii sunt supărați pe Cioloș că le-a luat o parte din membri. Colegul meu Vasile Marcu vine cu mai multe informații despre acest șantaj practicat de Dacian Cioloș. Vasile, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Tot mai multe animozități între Dacian Cioloș și cei din Uniunea Salvați România, mai ales după campania declanșată în teritoriul de Dacian Cioloș, campanie dusă pe spatele celor din USR, pentru că se folosește de organizațiile din teritoriul ale celor din USR. Iar acum, când se pune problema pentru candidatură la alegerile europarlamentare, Dacian Cioloș vine cu cerințe și le-a spus celor din USR că și-ar dori primele două locuri pe listele de la europarlamentare din 2019, însă cei din USR nu sunt de acord cu această variantă, în condițiile în care au un întreg proces de alegeri pentru europarlamentarele din 2019. Spun ei, au declanșat un proces intern, poate să candideze oricine care este membru al formațiunii, așa că nu există favoritisme pentru viitoarele alegeri. Însă Dacian Cioloș susține în momentul de față că cei din USR nu au o figură marcantă în partid care să ridice partidul la alegere, așa că el ar fi de folos pentru USR. Așa că, în momentul de față, relațiile dintre cele două formațiuni sunt destul de reci și rămâne de văzut pe viitor dacă vor mai reuși să facă un parteneriat sau o alianță pentru alegerile din 2019, având în vedere, spuneam, relațiile destul de reci din ultima perioadă.